Bună ziua, dragii mei! Bine v-am regăsit la o nouă etalare! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube! Mă bucur să vă revăd! Iată că astăzi vom face o etalare pentru cei din Zodia Leu. Aș vrea să specific ceva înainte, faptul că în această lună septembrie, din păcate, nu am reușit să pun zodiile în ordinea lor normală. Începând din luna octombrie, toate etalările mele vor fi, bineînțeles, într-o anumită ordine. Vom începe cu prima zodie, Berbec, și vom termina cu ultima, și anume Pești. De data aceasta, având în vedere că canalul meu este la început, a fost o mică problemă și de aceea sunt puțin dezordonat. Îmi cer scuze pentru acest lucru, însă dacă doriți să le vedeți, puteți să le accesați pe fiecare în parte, fără niciun fel de problemă. Doar vreau să vă anunț că din luna octombrie nu se va mai întâmpla lucrul acesta, toate vor fi în ordine. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru mesajele voastre, vă mulțumesc pentru faptul că mă urmăriți, îmi provocați o fericire maximă și mă bucur foarte tare să văd că sunt oameni care chiar rezonează cu mesajele mele și chiar se simt îndrumați de către mine. Mă bucură foarte tare lucrul acesta. Așa cum vă spuneam, astăzi este despre voi, dragii mei. Această zodie de foc, ambițioasă, câteodată orgolioasă, dar sunt într-adevăr semnul ambiției. Pe voi vă guvernează planeta Soarelui. Soarele este al vostru, sunteți plini de vitalitate, de viață, iubiți viața, aveți și aspirații foarte mari de regulă, dar acolo la ambiții, bineînțeles, fiind și o zodie de foc, sunteți foarte încăpățânați. Haideți să începem etalarea. O să vă spun câteva mesajele mele pentru voi în luna septembrie. Am extras, așa cum știți, 10 cărți, așa cum fac de fiecare dată. Și vom începe prima oară cu planul material, cu zona aceasta financiară, pe care observ că sunteți destul de axați. Leii au început noi proiecte. De o perioadă de timp sunteți angrenați în diferite proiecte frumoase, proiecte care vă pun toate abilitățile în prima linie, ca să zic așa. Este o perioadă a descoperirii voastre profesionale. Sunt mulți dintre voi care vor începe joburi noi, care vor cunoaște oameni noi pe partea aceasta profesională. Orice eveniment, orice acțiune o să vă ajute în dezvoltarea voastră începând din luna septembrie. Ce vreau să vă spun, dragilor, este că aveți nevoie de răbdare. Sunteți o zodie de foc, sunteți foarte focusați pe rezultate, într-adevăr, dar cartea 7 de monede vine și ne spune că ceea ce faceți acum, sau pentru cei care vor începe în luna septembrie să facă ceva pe partea aceasta profesională, necesită răbdare și necesită perseverență. Să nu credeți că totul va veni așa deodată. Rezultatele vor apărea peste noapte. Este o carte a rezultatelor sigure, este o carte a rezultatelor durabile, într-adevăr, dar cu răbdare. Nu trebuie să vă grăbiți, luați totul pas cu pas și o să vedeți și rezultatele în curând. Pentru că vorbeam de noi începuturi, vă vorbeam datorită cărții Valetului de Bâte, o carte care semnifică un nou proiect, un nou început în direcția aceasta, poate noi idei, unii dintre voi studiați ceva, sunteți la anumite cursuri, toate lucrurile acestea le faceți pentru viitorul vostru. Poate sunt dintre voi cei care s-au îndreptat către hobby-urile lor, își pun în valoare abilitățile acolo, doriți să aveți un impact asupra celorlalți puternic, poate ca niciodată doriți să lăsați așa o amprentă personală asupra vieții voastre, asupra
lucrurilor pe care le faceți, pe care le întemeiați. Valetul de pâte semnifică noul, durabilul, în toată energia aceasta de pământ, este cel mai energic, vă oferă această energie necesară de a continua și de a învăța în continuare și de sunteți angrenați într-adevăr în planul acesta fizic și aveți puterea necesară de a face toate lucrurile pe care voi vi le doriți. Din punct de vedere emoțional, o parte din voi sunt foarte mulțumiți, sunteți așezați, sunteți foarte împliniți sufletește, trăiți probabil povestea, dragostea vieții voastre, sunteți copleșiți de iubire, iată o perioadă foarte bună din punct de vedere sentimental. În luna septembrie avem aici un 9 de cupe, acest om care s-a așezat și primește practic toată iubirea din jurul lui, o absoarbe, ca să zic așa. Această carte poate să însemne și din punct de vedere material o stabilitate foarte mare, o mulțumire foarte mare. Faceți ceea ce vă doriți, sunteți cu persoana potrivită, aveți toate cupele pline. Este o perioadă de, într-adevăr, liniștire, de stagnare din punctul acesta de vedere pentru mulți dintre voi, așa cum vă ziceam. Dar există și o mică parte care cred eu așa că cineva dorește să se împace cu voi, cineva se întoarce, cineva în această lună septembrie vă va face o ofertă, vă va face o propunere. Dacă ne referim din punct de vedere sentimental, este vorba la mulți despre o împăcare. Cineva dorește să vă fie alături, să reintre în viața voastră, însă sfatul meu este să nu acceptați acest lucru, pentru că este vorba despre o iluzie. Nu va duce la absolut nimic bun. Iată, avem aici cartea 7 de cupe. Este ceva secretos aici, ceva necurat. Nu vă încredeți neapărat în această împăcare. Gândiți foarte bine înainte, vedeți exact ce simțiți, analizați-vă emoțiile, vedeți dacă mai simțiți aceleași, dacă mai aveți aceleași sentimente vis-a-vis de el, de ea, ca să puteți accepta această împăcare. Dacă nu este vorba despre o împăcare, este vorba oricum despre o ofertă sentimentală, în mare parte. Este vorba despre cineva care vine spre dumneavoastră, spre voi, vă amețește cu un aer din acesta tineresc, așa, foarte volubil, foarte comunicativ. O zodie de apă, aș putea spune, rac, scorpion sau pești, dar nu este obligatoriu. Și eventual vă poate ameți, vă poate, să zic așa, vinde niște vorbe frumoase, niște iluzii, vă poate acapara, însă mare grijă, pentru că realitatea stă altfel. Aici este vorba despre o iluzie, este vorba despre ceva ce nu există în realitate. Sunt niște scopuri aici, sentimentale, pe care trebuie să le analizați foarte bine. Deschideți foarte bine ochii, să nu pierdeți timpul, să nu luați o decizie care să vă coste. Dar în mare parte, din punct de vedere emoțional, voi sunteți ok, sunteți foarte bine. Sunteți împliniți, sunteți fericiți, vă bucurați de viață, vă bucurați de tot ceea ce aveți în jurul vostru. Retrăiți așa, de fapt nu retrăiți, trăiți o tinerețe, chiar și pentru cei mai în vârstă. Parcă observ așa și simt că trăiți o a doua tinerețe, foarte ciudat. Și cred că dragostea vă oferă sentimentele acestea. Ați ajuns la o conștientizare de sine. Iubiți natura, iubiți oamenii din jurul vostru. Îi vedeți altfel. A fost vorba și despre o schimbare de percepție în ultima perioadă. Foarte frumos, foarte frumos. Bravo! Pe parte mentală,
O, Doamne, pe partea mentală se pare că sunt probleme peste tot. Sunteți o zodie foarte... Vă apărați foarte mult. De cele mai multe ori considerați că aveți dreptate, vă place lucrul acesta, credeți că dețineți adevărul. Bineînțeles, aici mă refer pentru o parte dintre voi. Nu toți trebuie să fiți așa. Dar este o perioadă mai agitată din punct de vedere mental, pentru că sunt așa niște principii de ale voastre pe care este posibil inconștient să le transmiteți și celorlalți. Ați dori să gândească la fel ca voi, ați dori să adopte aceleași principii de viață pe care voi le aveți și dacă nu se întâmplă asta, sunteți destul de rece, destul de tăios, ca să spun așa. Undeva acolo în mintea voastră criticați anumite principii ale altora, sunteți așa cu garda sus, vă apărați, dar, dragii mei, cred că este momentul să faceți pace și să faceți pace în primul rând cu voi înșivă și să vă liniștiți, pentru că, iată, cartea 4 de spade ne arată în luna septembrie o perioadă de retragere. O perioadă foarte frumoasă pe care trebuie să o includeți în viața voastră, cel puțin în această lună. O perioadă de meditație, o perioadă de rugăciune, o perioadă de retragere, așa cum v-am spus. O pauză de la gândurile voastre și mai ales o pauză de la a vă uita foarte mult în curtea celuilalt. A vedea dacă într-adevăr respectiva persoană respectă ceea ce respectați voi sau se comportă așa cum vă comportați voi. Trebuie să vă gândiți că toți suntem unici, suntem liberi, atâta timp când nu încălcăm liberul arbitru al celuilalt, totul este în regulă. Odihniți-vă în perioada aceasta, mai ales din punct de vedere mental, pentru că aveți nevoie de odihnă, de liniște mentală. Luna septembrie, de asemenea, va veni la voi cu o mare transformare. Poate nu pentru toți, însă pentru o mică parte din voi va fi vorba despre o transformare, dragii mei. Sunt printre voi oameni care au nevoie de această transformare și știți cum e, dacă voi nu recunoașteți că aveți nevoie sau amânați procesul acesta, iată că vine transformarea către voi de data aceasta, inevitabil, avem cartea moartea. Nu vă speriați, nu este vorba despre ceva fizic, este vorba despre o transformare spirituală, este vorba despre o transformare care o să vă ducă către redescoperire. Probabil sunt lucruri pe care trebuie să le îngropați odată pentru totdeauna. Sunt evenimente la care nu mai trebuie să vă gândiți. Poate trebuie să lăsați odată pentru totdeauna trecutul în spate și să vă axați foarte mult pe ceea ce aveți de făcut acum, în prezent, și să vă gândiți la viitorul vostru, ușor, ușor să-l clădiți altfel. Moartea vine și ne atenționează că deja tiparul acesta vechi după care am trăit nu mai este necesar, nu mai avem nevoie de el și ne forțează să mergem într-o altă direcție, dar, bineînțeles, tot în direcția în care trebuie, adică nu o să ne ducă nu o să ne ducă pe un alt drum de care nu avem nevoie. Unii dintre voi o să vă luptați așa puțin, pentru că, bineînțeles, moartea aceasta este dureroasă, nu o să vină cu o fericire pe capul vostru. Așa cum vă spuneam, va fi nevoie să îngropați anumite tipare de gândire, anumite principii, anumite situații din viața voastră și să mergeți înainte. Există aici, la capătul drumului, bineînțeles, un soare care vă așteaptă, planeta voastră care vă așteaptă și vă surâde. Poate trebuie să faceți pace. Pace cu voi, pace cu anumiți oameni din viața voastră, pace cu anumite evenimente care s-au întâmplat în viața voastră în trecut. Pentru că dacă nu faceți pace cu toate aceste lucruri,
nu puteți să mergeți înainte, nu puteți să evoluați, nu puteți să vă maturizați. Totul face parte din procesul maturizării. Trebuie să lăsați deoparte toate aceste evenimente care nu vă mai servesc și să vedeți latura pozitivă. Da, transformare. Transformare, luna aceasta, septembrie, o să vină către voi, fie că vreți, fie că nu vreți. O să trebuiască să renunțați la trecut. Regina de cupe, iată această femeie foarte emoțională, cea mai emoțională carte din tarot. O femeie care ia deciziile cu inima, oferă foarte multă dragoste, protecție. Este o femeie foarte sensibilă și mesajul acesta îl dau vouă celor care sunteți mame, care sunteți, chiar dacă sunteți leoaice, aveți această sensibilitate înăuntrul vostru și câteodată este posibil să greșiți în luarea deciziilor. Tocmai pentru că gândiți numai din perspectivă emoțională și pentru voi s-ar putea să vă dăuneze. Nu întotdeauna, repet, câteodată. Regina de monede semnifică energia voastră în această lună, pe partea emoțională mă refer. Foarte multe dintre voi, pentru că este o energie feminină, vreau să mă refer aici doar la femei, o parte dintre voi o să doriți să oferiți foarte mult, din punct de vedere sentimental. O să, pentru cele care sunt singure, probabil se gândesc să-și întemeieze o familie, să cunoască pe cineva, să trăiască o poveste frumoasă de dragoste și nu numai atât, să-și trăiască feminitatea la cote maxime. Vor fi persoane printre voi, femei, care se vor scălda în această energie în luna septembrie. Din punct de vedere relațional, din punct de vedere al acțiunilor, aveți o energie refractară, ca să zic așa, în luna septembrie. Totul priviți cu scepticism, nu vă încredeți foarte tare în cei din jurul vostru și nu vă încredeți foarte tare nici măcar în propriile acțiuni. Unii dintre voi. Iată, avem aici un 9 de bâte. Priviți la tot ceea ce se întâmplă în jurul vostru și dacă sunt lucruri, evenimente care vin către voi, le analizați foarte bine, nu doriți să vă mai ardeți cu ceva, ca să spun așa. Datorită experiențelor pe care le-ați trăit în trecut și a faptului că nu ați avut tocmai rezultatele pe care le-ați dorit, de data aceasta sunteți destul de reticenți la ce este în jurul vostru. În luna septembrie o să fiți foarte rezervați. Cam ăsta este cuvântul. O să vă gândiți foarte mult dacă se merită, dacă nu se merită, dacă trebuie să fac pasul ăsta sau nu, dacă trebuie să mă implic în situația asta sau nu. Veți fi foarte rezervați, dragii mei. Nu mai vreți să vă legați la cap fără să vă doară, ceva de genul acesta. Exact asta spune cartea aceasta nouă de bâte. Per total, energia voastră în această lună este o energie bună. Așa cum spuneam, din punct de vedere profesional, din punct de vedere financiar, sunt noi oportunități care deja au venit spre voi. Dacă nu, urmează să vină și lucrați la ele foarte intens, dar cu răbdare, cu răbdare și cu perseverență, cu pași mici, totul se va întâmpla așa cum trebuie. Pe partea emoțională, în mare parte, mulți dintre voi sunteți mulțumiți, sunteți fericiți, clădiți ceva frumos, sunteți într-o relație frumoasă, dar și pentru ceilalți vin niște oferte, dar mare atenție acolo la ofertele respective, fie că vorbim despre un nou început într-o relație, fie că vorbim despre o eventuală împăcare, acolo se ascunde ceva,
aveți foarte mare grijă pentru că s-ar putea să nu pară ceea ce este. Din punct de vedere mental, stabiliți-vă, liniștiți-vă, fiecare avem libertatea de a gândi și de a face ceea ce dorim, repet, atâta timp cât nu încălcăm liberul arbitru al celuilalt. O transformare foarte mare luna aceasta, da? O să vină către voi, chiar dacă nu vă doriți, ea va veni. Și această reticență a voastră de a privi lucrurile, de a le cântări foarte mult, poate faceți bine, majoritatea dintre voi ați ales această variantă de a cântări foarte bine lucrurile de acum încolo și în luna septembrie veți fi rezervați în ceea ce privește viața voastră în general și ofertele acestea care vin către voi, oamenii aceștia care vin către voi. Da, dragii mei, să vedem ce avem pentru voi și din punct de vedere al îngerilor, mesajul îngerilor pentru voi. Acest mesaj este pentru toți cei care au soarele, luna sau ascendentul în zodia Leu. Ce mesaj au îngerii pentru voi? Poate aveți mesaje de la mai mulți îngeri. S-a mai întâmplat. Ok. Îngerul armoniei. Îngerul armoniei minse la orice etalare în ultima perioadă. Mi-a ieșit și la cei din zodia Berbec. Ieșit și la cei din zodia Taur. Iată, dragii mei, același înger vă transmite mesajul că el trăiește în armonie cu sursa divină. Armonizați-vă perioada aceasta, în luna septembrie. Nu aveți probleme de încredere în voi sub nicio formă. Probabil la nivel mental există, vi se oferă sfatul acesta de a fi mai armonizați cu voi înșivă și cu cei din jurul vostru, să acceptați lucrurile așa cum sunt și să luați oamenii așa cum sunt și mare atenție la partea aceasta sentimentală. Foarte frumos, iată, iarăși îngerul acesta al libertății, da? Care vă spune că toți avem această libertate, trebuie să avem mare grijă de ea și nu trebuie să încălcăm libertatea nimănui. Dragii mei, acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru că m-ați urmărit. Nu uitați să vă abonați, nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut și să-mi lăsați comentariile voastre aici pe YouTube. O să vă mai spun încă o dată faptul că în luna octombrie toate zodiile vor fi în ordinea lor normală, începând cu data de 1 octombrie. Pe data de 1 octombrie, voi posta primul filmuleț pentru zodia Berbec, da? Etalarea pentru luna octombrie a zodiei Berbec și ulterior vor urma și celelalte. Toate le voi pune în prima săptămână din luna octombrie, pentru toate zodiile. De asemenea, până atunci, până luna octombrie, având în vedere că cu această etalare închei zodiile pe luna septembrie, de mâine încolo voi veți putea urmări alt gen de etalări și vom face etalări de dragoste, vom face etalări din perspectivă relațională. Repet, dacă aveți sugestii pentru mine, dacă doriți să aflați ceva anume, vă rog să-mi scrieți, să-mi lăsați mesajele voastre pe Facebook sau chiar aici pe YouTube și în funcție de câți doritori sunt și în funcție de care sunt cele mai multe dorințe, eu voi pune în practică etalarea pentru voi. Vă mulțumesc, dragii mei, din suflet și nu uitați, abonați-vă și rămâneți alături de mine pentru că noi surprize vă așteaptă. Vă pup și vă îmbrățișez pe toți!